ați venit, dragi invitați, în spiritul tradițiilor și a obiceiilor noastre vechi, gazda voastră din această seară, Daniel Ferraru, reprezentând Romanian Cultural Center din Chicago, vă invită la o seară magică de Ziua României. La mulți ani, dragi români! Celor de aproape! Tot ce formează legătura de sânge cu țara și strămoșii noștri. Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor vechii dacii, unirea Transilvaniei cu România, moment culminant de unire al tuturor provinciilor române cu regatul României. Ziua de 1 decembrie este o poveste mai veche. Chiar dacă pentru noi a început a se scrie acum 23 de ani după Revoluția din România. De 100 de ani, această sărbătoare se pare că este cea mai importantă sărbătoare a tuturor românilor de aici, de peste hotare, din țara noastră. Cu mare drag vă rog să-mi permiteți să vă invit, distinși oaspeți, să vă ridicați în picioare pentru intonarea imnului României și, de asemenea, pentru intonarea imnului Statelor Unite ale Americii, țara noastră adoptivă. Deșteaptă-te, române! Mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Celebrăm ziua 1 decembrie, ziua națională, ziua Marii Uniri, care s-a înfăptuit la 1 decembrie 1918, exact 98 de ani.
Sperăm că o să prindem și 100. Cu acest prilej v-am pregătit un program pe măsura sărbătorii de astăzi, de asemenea cu artiști deosebiți, care sperăm că vor încânta. Vrem să ne simțim românește și să mâncăm românește. Printre oaspeții speciali din această seară, de la Consulatul General al României, o avem pe doamna Consul General Mihaela Diaconu, pe care o invităm să ne spună câteva cuvinte. De asemenea și domnul Consul Economic Adrian Rusu este prezent cu noi. Doamna Consul General, vă rugăm frumos să ne adresați câteva cuvinte din partea dumneavoastră. Stimate doamne, stimați domni, dragi români, bună seara tuturor și aș începe prin urarea la mulți ani România, la mulți ani români. Vă mulțumesc tuturor și îndeosebi domnului Daniel Ferraru, directorul Centrului Cultural al României la Chicago, pentru invitația de a mă afla în seara aceasta alături de dumneavoastră, împreună cu colegul meu Andrei Rusu, și de a ne bucura și sărbători împreună aici la Chicago Ziua Națională a României. Ziua Națională a României reprezintă un reper fundamental al identității poporului român, fiind an de an prilejul de aniversare al momentului istoric al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, realizată prin dragostea de țară, devotamentul, perseverența și sacrificiul înaintașilor noștri, care au făcut posibil atingerea idealului suprem de unitate al națiunii române. 1 decembrie reprezintă împlinirea dezideratului de libertate, unitate și demnitate națională al mai multor generații. La 1 decembrie 1918, românii au arătat că pot fi artizanii propriului destin, că sunt capabili să-și urmărească și îndeplinească idealurile în favoarea binelui comun. Participarea României la primul război mondial și unificarea tuturor teritoriilor românești în aceleași granițe au reprezentat o dovadă incontestabilă a atașamentului românilor față de valorile echității, respectului reciproc și toleranței, valori pe care le promovează și astăzi cu consecvență și în politica externă. Evenimentul istoric prin care s-a înfăptuit Marea Unire de la 1918 este aniversat de românii din Chicago și din întreaga lume ca un simbol al actului de voință al poporului român. Conștienți cu toții fiind de adevăratele valori ce ne revin ca națiune, avem îndatorirea să le prețuim și să le promovăm așa cum se cuvine. În ziua în care sărbătorim 98 de ani de la Marea Unire, în calitatea mea de consul general interimar al României la Chicago, salut contribuția dumneavoastră, contribuție remarcabilă a comunității românești din Chicago și din zona de Midwest la promovarea identității și valorilor românești din Chicago. Pe mulți dintre dumneavoastră v-am cunoscut personal. Sunteți oameni cu totul deosebiți, oameni de valoare, cu iubire față de țara mamă și am încredere în capacitatea dumneavoastră de a fi creativi și dedicați pentru susținerea României. Totodată, anul acesta, sărbătorim Ziua Națională în anul care marchează 100 de ani de la intrarea României în Marele Război, la finalul căruia, după sacrificii enorme ale românilor de dincolo și de dincoace de Carpați, și de dincolo și de dincoace de Prut, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu țara mamă. Astăzi, înainte de orice, se cuvine să cinstim memoria celor aproape 1 milion de români, militari și populație civilă deopotrivă, care și-au dat viața pentru țară, pentru libertate și pentru unitate. Momentul acesta este un moment de vârf al programului de diplomație publică și culturală românească. A început în 2014 și se va finaliza în 2 ani, în 2018. An care va marca
sărbătoarea națională cu semnificații de excepție în contextul centenarului Marii Uniri. Totodată, acest moment precede un important mandat al politicii noastre externe, acela al exercitării președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene în primul semestru 2019. România va prelua președinția Consiliului UE la începutul anului 2019. După cum știm cu toții, comunitatea internațională se confruntă cu provocări majore. În acest context internațional cu totul complex, diplomației române îi revin obligația și responsabilitatea de a se implica activ în consonanță cu interesele României ca parte a familiei europene și euroatlantice pentru identificarea de soluții la problematica tot mai dinamică a relațiilor internaționale. În ansamblu și complexitatea relațiilor sale internaționale, România acordă o deosebită importanță diplomației publice și culturale. Deschiderea către multiculturalism și diversitate culturală, toleranța la nivel individual și colectiv și implicit buna conviețuire și respectul reciproc în cadrul societății românești, în spiritul consecvenței, al continuității, al echilibrului, sunt valori tradiționale ale societății românești și reprezintă vectori esențiali de promovare a relațiilor culturale pe care România le susține și le promovează în mod constant și pe plan extern. Aș vrea să mă opresc aici spunându-vă faptul că cea mai recentă recunoaștere a coexistenței acestor principii la nivelul societății românești și în același timp un exemplu de bune practici în ceea ce privește oferta culturală a României, tradițiile sale multiculturale și deschiderea către spiritul european și internațional, este reprezentată de titlul de capitală europeană a culturii obținut de Timișoara pe data de 16 septembrie 2016. Vom promova Timișoara Îi salut pe toți cei care sunt din Timișoara în seara aceasta cu noi. Vom promova Timișoara nu numai în calitatea sa, cum spuneam, de capitală europeană a culturii, ci și ca oraș care, să nu uităm, în anul 1989 a declanșat evenimentele care aveau să pună capăt unui regim totalitar, ca o chintesență a României culturale, multiculturale, tolerante și creative pe plan artistic și intelectual. Astăzi, după 136 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite ale Americii, dezvoltarea continuă a relației bilaterale, pe dimensiunile sale esențiale, și mă refer aici la securitate națională, economie, inovație, educație, stat de drept, reprezintă una din garanțiile cele mai sigure pentru un viitor mai bun pentru România. România, așa cum știm cu toții, reprezintă o ancoră de stabilitate în climatul regional de securitate actual, care este preocupant și impredictibil, dar și un partener de încredere al Statelor Unite. Împreună cu dumneavoastră putem consolida relația privilegiată dintre România și SUA, mai ales pe dimensiunile în care există încă mult potențial, precum investițiile americane în România, dar și investițiile românești în Statele Unite ale Americii, ridicarea vizelor sau întărirea cooperării pe domeniile educației, științei și tehnologiei. Cu ocazia Zilei Naționale, România transmite un mesaj de unitate în jurul principiilor privind dialogul, înțelegerea reciprocă, încrederea, respectarea pluralismului și diversității, care trebuie să caracterizeze comunitatea internațională și de valori din care cu toții facem parte. Sub spectrul amenințării teroriste, care lovește direct în principiile fundamentale ale umanității, România și diplomația română reiterează implicarea activă în găsirea de soluții și măsuri adecvate pentru soluționarea eficientă a acestor situații de criză. Vă rog să contați pe mine și pe echipa Consulatului General al României la Chicago pentru a vă acorda sprijinul atunci când fiecare dintre dumneavoastră aveți sau veți avea nevoie. În încheiere, doresc să vă transmit tuturor sincere și cordiale felicitări și cele mai bune urări de bucurie în prosperitate și armonie alături de cei dragi.
La mulți ani români, la mulți ani România. Happy National Day Romania, Happy National Day Romanians. Mulțumesc. Mulțumim frumos, doamna consul general, pentru prezență. Și aș dori să-l invit pe domnul Tavi Cojan, președintele României în America, în Illinois, să ne spună și din sub două cuvinte cu prilejul zilei de 1 decembrie. Dragi prieteni, stimate domne, stimați domni, suntem foarte bucuroși că astăzi avem posibilitatea să fim împreună și să sărbătorim împreună cu românii din țară și de pretutindeni acest eveniment deosebit în viața poporului român. Și anume, momentul în care, în 1918, s-a format statul român. În aceeași perioadă, aș vrea să reflectăm asupra celor care au înfăptuit acest eveniment și acest lucru deosebit de important în viața poporului român și să ne gândim și să reflectăm în situația zilelor noastre de astăzi. Este vorba despre unitate, despre unitatea națională, despre unitatea comunităților românești. Trăind în afara granițelor, sigur că ne bucurăm că avem această posibilitate să sărbătorim împreună cu cei de acasă, cei dragi, acest eveniment. Și trebuie să ținem cont că am putea să urmăm exemplul premergătorilor noștri care au făcut acest act, care este unic în viața poporului român, și să ne gândim că suntem respirați peste tot în lume și dorința mea este să ținem cont de un lucru extrem de important. Și anume despre unitate. Dacă vom fi uniți, vom avea unitate, vom avea și rezultate peste tot acolo unde ne aflăm ca români. Încă o dată, cu această ocazie, vreau să urez la mulți ani celor din țară, românilor din țară, de acasă, României, precum și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. La mulți ani, României! Să ne trăiască România! Mulțumim, domnule! Aș dori să invit pe părinții Lupescu și părintele Izbașa, precum și pe părintele Pavel, toți trebuie să spunem rugăciunea. Mulțumim de invitație. Mă gândeam cu câteva minute înainte cum ar fi fost să nu aibă loc acest eveniment. Se ține la consulat. Asta e din partea țării. Dar cum ar fi fost ca noi românii din Chicago să nu marcăm acest eveniment al zilei naționale a țării noastre din care venim? Deci cu atât mai mult îl felicităm pe Daniel și pe colaboratorii lui că au organizat această seară pentru a ne arăta că noi aici, departe de țară, trebuie să rămânem pentru totdeauna români. Mulțumim încă o dată, pe numele nostru, al preoților și al dumneavoastră. Pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului cu cernice, Părinte, binecuvântat. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează pe fiii Tăi și țara noastră, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
la mulți ani românilor de pretutindeni din această lume și la mulți ani România.